Bună seara! Vreau să vă povestesc câteva lucruri despre formațiunile tumorale benigne de data aceasta, de laringe, adică acele tumori, acele excrescențe care nu reprezintă cancer, ci pur și simplu sunt niște excrescențe, niște bucăți de cărniță crescute la nivelul laringelui, fără implicații din acelea foarte, foarte, foarte rele. Diferența principală între o formațiune tumorală benignă și una malignă, în special la nivelul laringelui, este aceea că aceasta benignă nu infiltrează țesuturile vecine, adică are o dezvoltare destul de limitată. Asta în primul și în primul rând. În al doilea rând, de cele mai multe ori nu ajunge să creeze insuficiență respiratorie, precum tumorile maligne de laringe, care până la urmă acoperă calea aerului și pentru care trebuie să facem tracheotomii. Și al treilea foarte important factor este că nu metastazează. Practic, asta e o diferență principală între toate tumorile benigne și maligne. Cele benigne nu dau metastaze. Bun. Când e vorba de tumori benigne la nivelul laringelui, avem o sumedenie și sunt trecute în literatură de specialitate 10-12 tipuri de tumori benigne de corzi vocale și implicit de laringe, dar eu aș vrea să mă opresc la două sau trei care sunt cele mai frecvente, cele mai importante. În primul și în primul rând, cred că cea mai frecventă tumoră benignă de corzi vocale, de laringe, este reprezentată de nodulii vocali. Care, de fapt, nodulii vocali, până la urmă și la coadă, cred că nici nu e corect să spunem că sunt niște formațiuni tumorale. Ele sunt mai degrabă niște excrescențe sau, cum le povestim noi de multe ori pacienților, sunt niște bătături. Niște bătături care apar de cele mai multe ori la persoanele care vorbesc foarte, foarte tare și care au voce subțire. De obicei, femeile sau, știu, profesioniștii vocali, iar aici mă refer la tenori, deci cei care ridică foarte mult, care au niște frecvențe foarte înalte. Persoanele care vorbesc mult, care țipă foarte tare și care au o voce din această subțire, ajung să facă, exact cum v-am povestit, niște bătături pe corzile vocale, pentru că aceste corzi vocale sunt supra-solicitate. Corzile vocale sunt ca două benzi care se unesc în anterior și care vibrează, creând astfel sunetul. La persoanele care își supra-solicită vocea și care, v-am spus, au acest timbru vocal, apar la unirea treimii anterioare cu două treimi posterioare, niște tumorete sau niște bătături care se numesc noduli vocali. Nodulii vocali au ca principal simptom o disfonie, deci o răgușeală. Pentru că, odată ce au crescut aceste tumorete pe corzile vocale, ele nu se mai pot închide cum trebuie și aparatul fonator are de suferit. Deci, ca o primă caracteristică a nodulilor vocale este o răgușeală. O răgușeală care este permanentă. O altă caracteristică foarte, foarte importantă a nodulilor vocale este faptul că ei sunt întotdeauna doi și sunt în oglindă. Unul pe o coardă vocală, celălalt diametral opus, pentru că apare exact în locul unde se unesc cele două corzi vocale. Și niciodată unul. Dacă este doar unul singur, atunci deja diagnosticul este diferit. Este un polip sau, eu știu, o altă tumoră, poate malignă. Cauza pentru care se fac acești noduli vocali ne pune foarte repede diagnosticul și tot cauza ne dă foarte repede și tratamentul. Pentru că, pentru a elimina acești noduli vocali, de cele mai multe ori, este suficient ca pacientul să facă un repaus vocal, adică să nu mai vorbească, un repaus vocal chiar absolut, să nu mai vorbească absolut deloc, o perioadă de timp, și atunci acele bătături se refac, se vindecă. Câteodată este necesar doar atâta. Alteori, noi putem să facem o chirurgie laser, deci sub anestezie generală, se intră cu un tub și cu niște puncte de laser se face o exereză, deci o rezecție a respectivelor tumorete, a respectivelor bătături, urmând ca apoi pacientul din nou să facă un exercițiu foniatric, deci practic să reînvețe să-și folosească vocea fără să mai folosească acele registre înalte și astfel să se vindece cum trebuie și să nu mai facă acele bătături.
Și există și o a treia variantă unde, fără repaus sau doar cu repaus vocal și cu aceste exerciții foniatrice, pacientul se poate vindeca de acest nodul vocal. Deci, laser plus minus exerciții foniatrice pentru a trata așa ceva. Bun. Nodurii vocali. Un al doilea tip de formațiuni tumorale benigne reprezintă polipii laringelui sau polipii corzilor vocale, care au ca principală diferență față de nodurii vocali faptul că sunt de obicei singulari. Deci polipul apare pe o singură coardă vocală, nu trebuie să aibă neapărat o leziune în oglindă pe cealaltă coardă vocală, există o singură formațiune tumorală pe o singură coardă. De data aceasta apare de obicei la bărbați, la bărbații care au făcut un efort foarte mare vocal. Sunt, eu știu, care sunt suporte, care țipă în galerie sau ceva de genul ăsta, sau după o noapte de cântat și așa mai departe, pacientul vine cu vocea răgușită și nu se mai drege, ca să spunem așa. Pentru că apare, tot așa, la nivelul unei corzi vocale, o mică hemoragie. Hemoragia aceea face ca o leziune pe respectiva coardă vocală, iar acea leziune poartă denumirea de polip. Polipul, față de nodulii vocali, nu poate fi tratat doar prin exerciții foniatrice. Deci chiar dacă pacientul face un repaus vocal, chiar și absolut, să nu vorbească absolut deloc, 2-3 zile, o săptămână, acel polip vocal de cele mai multe ori nu se retrage. Pentru a trata așa ceva, este neapărat nevoie de o intervenție chirurgicală sub anestezie generală, care presupune din nou inserarea unui tub în laringe ca să vedem direct leziunea și apoi putem să operăm cu niște instrumente reci, deci cu pense, ca să rezecăm respectiva formațiune tumorală, sau dacă nu, din nou cu ajutorul chirurgiei laser, care face practic același lucru, adică rezecă formațiunea tumorală și desigur cu trimiterea piesei de exereză la examen histopatologic pentru confirmarea naturii acestei tumori. Aș vrea să vorbesc acum despre a treia și practic cea mai urâcioasă afecțiune de tipul acesta la nivelul laringelui, pentru că nodurii și cu polipii corzilor vocale nu sunt niște afecțiuni chiar așa care să ne sperie foarte tare. Se tratează destul de ușor și nu sperie pacientul și nu au implicații atât de rele. În schimb, există o a treia formațiune tumorală a laringelui care poartă denumirea de papilom laringean sau mai degrabă papilomatoză laringeană. Papilomul este tot o formațiune tumorală benignă din punct de vedere histologic, dar care este malignă ca și manifestare. În sensul că este o afecțiune extrem de agresivă. Papilomatoza laringeană reprezintă, de fapt, reacția organismului la infecția cu un virus. Un virus de care probabil că ați auzit, care se numește Human Papilloma Virus. Human Papilloma Virus poate să fie prezent atât la femei cât și la bărbați, că există și dubiul ăsta, deci toată lumea poate să poarte acest virus. Iar la un moment dat, organismul nostru, și în special la nivelul laringelui, produce ca o reacție la acest virus prin dezvoltarea unor tumorete care se numesc papiloame. Acum, până aici, totul pare în regulă, numai că aceste papiloame au un ritm de dezvoltare extraordinar de alert și o rată a recidivei foarte, foarte mare. Papiloamele acestea, vreau să vă spun că ele apar în continuu la nivelul laringelui persoanelor care sunt infectate cu acest virus și care încep să dezvolte aceste papiloame, aceste tumorete în laringe. Ele ajung să crească din ce în ce mai mult, până când acopere laringele și acestea chiar dau insuficiență respiratorie și la acest moment este nevoie neapărat de o tracheotomie pentru ca pacientul să poată respira. Sau de cele mai multe ori este nevoie de tracheotomie. Din păcate, afecțiunea aceasta apare inclusiv la copiii foarte mici. Copiii care se pot infecta cu acest Human Papilloma Virus în cursul nașterii, când trec prin filiera pelvină, pot să se infecteze la nivelul căilor respiratorii cu acest virus, desigur de la mamă. Și laringele lor reacționează creând aceste tumorete. Ele, v-am spus, sunt niște tumori benigne. Nu este un cancer, încă o dată, nu este un cancer.
îl dăm la examen histopatologic și într-adevăr ne este că este papilom. Nu metastazează, nu ajunge neapărat să ucidă pacientul. Însă, dezvoltarea lor este atât de agresivă încât acești pacienți trebuie să survină repetate intervenții chirurgicale care sunt asemănătoare cu celelalte pentru noduli vocali și pentru polip de corzi vocale, cu anestezie generală, cu rezecția laser sau cu instrumente reci a respectivelor formațiuni tumorale și, teoretic, după intervenția respectivă, pacientul poate să respire. Practic, papiloanele respective ajung să se refacă imediat. În câteva luni, într-un an de zile, în doi ani de zile, pacientul, de obicei copil, are nevoie de o reintervenție. Deci o altă anestezie generală, o altă intervenție chirurgicală. De aceea, de cele mai multe ori, pacientul copil fiind, este nevoit să poarte această canulă traheală, deci să aibă o traheostomă permanentă de cele mai multe ori, pe unde să respire, pentru că noi nu reușim să rezecăm atât de des papiloanele pe cât pot ele să crească. Medicina a încercat o grămadă de terapii cu antivirale, cu cidofovir, există o substanță care se injectează în respectivele formațiuni tumorale care au niște rezultate mai mult sau mai puțin valabile. Nu există în momentul de față un tratament acceptat, deci care să rezolve 100% această afecțiune, decât intervenția chirurgicală repetată și curățarea acelor papiloame de acolo. Iar respectivul virus, din nou, nu poate fi omorât, tratat cu antivirale, este ca o infecție cronică cu acel virus, dacă vreți, cum este o hepatită cronică B sau C. Deci ne este foarte greu sau imposibil să combatem acel virus și să îl omorâm astfel încât organismul să nu mai reacționeze. Deci, pentru papilomatoza laringeană, tot intervenția chirurgicală și eventual tratamentul cu cidofovir pentru așa ceva.